Domnul Berța, astăzi o înfrângere în fața echipei Inter Ciugut. Cum a fost jocul? Slab. Da, un joc care nu ne putem intra în ritm, nu știu, momentan nu... Nu ajungem, nu ne creăm ocazii de joc. 11 metri, din câte am înțeles, puțin inventat de arbitru, dar, mă rog, nu asta contează. Ce mă interesează pe mine că nu ne intrăm deloc în ritm și nu ne creăm ocazii de joc, ocazii să marcăm și asta e dureros. Ce credeți că a lipsit astăzi echipei dumneavoastră? Nu știu, probabil și... Nu zic că nu vor băieții, mai multă atitudine aștept de la ei tot timpul. Acum, după mine, toți sunt supărați și ne plângem de milă, dar târziu. Trebuie să se conecteze mai repede la joc și să dea 90 de minute mai pe teren, tot ce cer de la ei. Astăzi ați fost martorul unui redebut la Inter Ciugut al lui Ioan Ovidiu Sabo. Cum vi s-a părut prestația lui? Prestația domnului Sabo. Din punctul meu de vedere, e un om pe care eu respect foarte mult și având în vedere generația în care a jucat, generația de aur, mă refer, un om care a dus foarte multe trofei României și punctul meu de vedere, jos pălăria că vine la nivelul ăsta și joacă, e un respect foarte mare pe care trebuie să ia ca și punct de reper mulți tineri și nu pot decât să mă închid și să zic jos pălăria pentru el. Mulțumesc și mult.